Vremea se va răci din nou. Un val de frig, ploi și lapoviță este așteptat în primele zile din aprilie, care vor fi unele mohorâte. Vor fi ploi în cea mai mare parte a țării, dar și ninsori la munte. Sunt totuși și zone în care avem parte de temperaturi plăcute. La ce să le așteptăm în perioada următoare? Aflăm chiar acum de la meteorologul Mihai Timu. Bună dimineața, vă mulțumim! Bună dimineața! Deocamdată, dacă vorbim de weekend, o să avem parte de mulți nori și ploi în cea mai mare parte a teritoriului. De altfel, în acest moment plouă, în special în regiunile intracarpatice, însă ploile se vor extinde treptat și în restul teritoriului. În această după-amiază n-ar fi exclus ca prin sud-sud-est ploile să aibă și caracter de averse, să fie însoțite izolat și de descărcări electrice. Iar până mâine, pe arii restrânse se vor strânge și cantități de apă mai însemnate, adică peste 15-20 de litri pe metru pătrat. În privința temperaturilor, acestea vor avea valori în jurul mediilor multianuale, adică astăzi maxime între 11 și cel mult 17-18 grade în extremitatea de sud. Urmând ca mâine, maximele vor fi comparabile cu cele de astăzi, mai ales că în jumătatea de nord va continua să plouă mâine, în general slab cantitativ, iar după amiaza prin sud de asemenea mai pot apărea averse și descărcări electrice, însă mâine pe partea de sud mai cresc un pic temperaturile și vom atinge valori în jurul la 19-20 de grade. Însă, așa cum spuneați, din păcate vremea rămâne la extreme, pentru că cel puțin în primele zile ale săptămânii viitoare, un nou aer rece, o masă de aer polară, va coborâ pe jumătatea de est a continentului, implicit peste zona geografică a țării noastre, motiv pentru care temperaturile vor scădea. De exemplu, marți ajungem la o vreme deosebit de rece, în sensul că nu mai depășim la amiază 9-10 grade pe nicăieri în țară. Pe măsură ce va coborâ acel aer rece, vântul se va intensifica. Luni și marți vor fi intensificări ale vântului, mai ales în zonele joase, cu viteze mai mari în partea de sud și sud-est a țării și pe măsură ce intră și un aer mai umed dinspre Mediterana, vom avea și precipitații în mare parte din țară, local însemnate cantitativ, iar aceste ploi se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare la început la munte, dar în noaptea de luni spre marți și în zonele mai joase, cel puțin din Transilvania și Moldova, n-ar fi exclus ca marți să vedem precipitații amestecate și pe partea de sud a țării, inclusiv în capitală. Strict despre capitală, ce ne puteți spune pentru acest weekend? Să spunem că vremea e destul de bună, într-adevăr. E adevărat că vor fi și în capitală perioade cu averse posibile și descărcări electrice în această după-amiază, mai degrabă pe seară și din nou mâine după orele prânzului, dar temperaturile se mențin destul de acceptabile în capitală, astăzi 16-17, iar mâine spre 19, posibil 20 de grade, cu remarca că și în capitală vremea se va răci la începutul săptămânii viitoare. Cum spuneam, ziua de marți va aduce doar 4-5 grade pe timpul zilei în termometre și n-ar fi exclus să vedem și ceva la poviță. Da, vă mulțumim foarte mult. A fost Mihai Timu, meteorolog ANM. Mergem mai departe.